Bună, dragi prieteni! Astăzi vă invit alături de mine să replantăm aceste minunate flori. Le-am luat în casă și acum vreau să le replantez în aceste două ghivece. Iar aceste două mușcate le voi replanta în aceste două ghivece. Fac schimbul între ele. Am aici pământ de la o floare care s-a uscat. Scot florile astea uscate și încep să afânez un pic pământul din bolurile astea. Pământul din ghiveci este un pic cam tare, așa că îl voi schimba cu un pământ complet nou. Am aici un sac de pământ universal pe care îl voi tăia și voi lua din el să umplu acest ghiveci. Ia uitați! Văr sunt ghiveciul ăsta și mă voi ocupa de această floare. Scot floarea încet, încet. O las aici deoparte și umplu ghiveciul cu pământ. Jumătate îl pun. După ce am pus ghiveciul pe jumătate cu pământ, încerc să pun floarea. Cam așa. Iar pe lângă ea voi completa cu pământ nou din pungă de aici. Umplu, umplu și apoi presez cu degetele. Așa arată primul meu ghiveci. Acum voi toaleta puțin floarea. Voi tăia aceste flori care sunt aproape uscate și voi lăsa floarea să se regenereze. Așa, frumușel. Prima mea floare este gata. Când le termin pe toate, o să le și ud. O să le pun apă. Trec la cea de-a doua floricică. Mă ocup de ea în același mod cum am făcut-o cu prima. Scot floarea. Încet, încet. Așa. Și o pun aici. În cel de-al doilea ghiveci și completez cu pământ. Gata, acum îi tai și ei puțin frunzele uscate și mă voi ocupa de cele două mușcate. De fapt, da, de cele două mușcate, cam doi pui. Ei, la mușcată e altă poveste. Pentru că am tija aceasta prea lungă, o voi tăia de aici. Așa, am umplut vasul cu pământ și voi da toate frunzele jos până la inima, până ajung la inima florii sus. Las doar o frunzuliță mai micuță ca ea să nu se chinuie. Toată forța să-și o dea aici ca să facă rădăcini. După ce am făcut asta, înfing planta, floarea, în ghiveci și o astup așa cu pământ. O las acolo, o ud bine și aștept să se dezvolte aceste floricele. Trec și la cea de-a doua. Ia uitați ce micuță este. I-am lăsat tot așa doar inima și o voi pune în acest ghiveci. Continui la fel cum am făcut și la cealaltă. Gata floricelele mele. Restul de pământ îl voi pune la florile mele din geam și cele din ghivece, din camere. Să-mi spuneți și dumneavoastră dacă ați toaletat florile sau le-a schimbat pământul în această toamnă. Pe data viitoare! Pupici!